Să somă hrisun. Naiași clirii. Gura închisă, să aibă încuietoare. Gura încuiată. Într-o după-amiază, cuvioasa Sofia mătura aleea de la biserică până la icoana porții din afara mănăstirii. De ce măturați? O întrebă respectuos un vizitator cucernic. Mătur pentru că Maica Domnului va trece pe aici în seara aceasta. Trebuie să fie curat. Este adevărat? Trece pe aici? Întrebă vizitatorul de data aceasta surprins. Da, am văzut-o trecând pe aici. În ce ambianță sfântă viețuia binecuvântată ascetă? Asceta din Clisura le știa pe toate, le vedea pe toate. Odată a vizitat-o un preot cucernic din Salonic. Au purtat o convorbire duhovnicească foarte ziditoare. Preotul nu a menționat nimic despre situația sa personală, cine este, cum se numește, dacă este căsătorit, câți copii are. Când au terminat, el și-a luat rămas bun și s-a îndreptat spre plecare. Dar mare a fost mirarea când a auzit-o pe ascetă strigându-l pe nume. Așteaptă, părinte Teodor! A scos un săculeț și a început să-i dea nuci, spunând: Ia-o, e a ta! Ia-o pentru preoteasa ta! Apoi a numărat încă 5 nuci. Ia-le câte una pentru fiecare copil. Le știa pe toate, că se numea Teodor, că era căsătorit și că avea copii. Exact 5. O tânără suferea de o influență satanică. A vizitat-o pe cuvioasă, care a încredințat-o. Oameni vicleni ți-au făcut rău, nu-ți pierde credința. Să stai alături de biserică și să spui această rugăciune. Și a început să-i o dicteze. Măicuță, am să uit, trebuie să o scriu. Dar nu avea nici hârtie, nici creion. Nu-ți face griji, ți-o voi trimite în câteva zile. O vei găsi într-o carte pe care o citești. Tânăra, fără să se gândească prea mult la cuvintele pe care le spusese sfânta, le-a primit cu credință și s-a întors la Salonic. Nu a trecut mai mult de o săptămână. Se găsea acasă. A luat sinaxarul și, în timp ce îl răsfoia, a văzut în el o hârtiuță. A citit-o. Era rugăciunea pe care i-o dictase luminata roabă a lui Dumnezeu. Dragostea și rugăciunea covârșeau inima sfintei. Astfel, mila ei se revărsa și asupra animalelor. Trăia împăcată cu natura. La vatra ei, timp de câțiva ani, doi șerpi mici îi țineau tovărășie. Nu se temea de ei niciodată, îi hrănea cu dragoste și le spunea pelerinilor uimiți: Să nu vă fie frică, nu fac niciun rău. Sunt șerpii Maicii Domnului. Compătimea într-un mod aparte cu păsărelele lui Dumnezeu, așa cum le numea ea. Se așeza pe pietrișul din curtea mănăstirii și le dădea de mâncare. Păsările văzducului se așezau pe capul ei, pe spatele ei, zburau împrejurul ei pentru a mânca bucățele de pâine și a bea apă. Iar binecuvântata zâmbea, plutind pe o mare a fericirii. Slavă ție, Dumnezeul meu! Tu ai trimis păsările să-și potolească setea și să mănânce. Slavă ție, Doamne!
Alte ori, păsărelele lui Dumnezeu o urmau în biserică, ciripind și zburătăcind în jurul icoanelor, rugându-se împreună cu nevoitoarea. Iar sfânta trăia în bucuria născătoarei de Dumnezeu. Iisus Hristos și Maica Domnului ne trimit păsările spre mângâiere. Păsărelele Domnului ne țin tovărășie și ne bucurăm de ele. Maica Domnului m-a adus aici și mi-a dat bucuria ei. Într-o zi de septembrie, în 1949, pe când ieșea din Biserica Sfântului Ioan înainte mergătorul, a văzut în fața ei o ursoaică. Nu s-a speriat, ci a început să-i vorbească cu blândețe. Vino, copila mea, vino, draga mea surioară! Vreau să-ți dau pâine și apă, vino, mica mea soră! Ursoaica s-a ridicat pe labele din spate, apoi s-a plecat, a lins picioarele stareței și după aceea a fugit în pădure. Și oamenii lui Dumnezeu alergau la luminata nevoitoare din clisura pentru a-și usca lacrimile, pentru a se hrăni cu pâine duhovnicească, pentru a-și potoli setea cu roua harului ce izvora de pe sfințitele ei buze. Veneau să vadă această minune și plecau întotdeauna mângâiați, iar ea îi trimitea pe copiii lui Dumnezeu pe drumul lor cu urări din inimă. Ora Caliza, Avram, Isaac, Sacalat. Drum bun, să aveți parte de binecuvântările lui Avram, Isaac și Iacob, de toate darurile nepieritoare ale lui Dumnezeu. Să aveți frica lui Dumnezeu în inimă. Să aveți frica lui Dumnezeu. Dacă aveți frica lui Dumnezeu, nu veți păți nimic. Cu bine, să ne revedem cu bine.